Cel mai important element care a sprijinit revenirea tranzacțiilor de locuințe a fost programul guvernamental Prima Casă, proiect care va continua și în 2011. După 2 ani de criză în care sistemul imobiliar a fost culcat la pământ, anul 2011 aduce cu el semnale pozitive, după cum spun specialiștii. Ascensiunea numărului tranzacțiilor s-a simțit încă din ultimele luni ale lui 2010, așa că anul acesta a început deja să crească prețurile la case sau apartamente. Anul 2011 ar putea însemna încheierea declinului pe care l-a înregistrat în ultimii ani sectorul imobiliar, însă pentru acest lucru este nevoie de sprijinul băncilor. Severinenii au început să se intereseze de locuințe, să achiziționeze apartamente și să-și vândă proprietățile. O creștere în ceea ce privește tranzacțiile imobiliare putem să discutăm, da. Piața s-a mai dezghețat un pic, dar și prețurile au scăzut pe măsură și probabil că ar trebui să mai scadă un pic ca piața imobiliară să-și dea drumul, să meargă așa cum mergea acum 4 ani, în 2006-2007. Vă pot spune că tranzacții se fac cât de cât, nu multe, nu ca pe vremuri, dar încă să știți că a început lumea să mai cumpere, să mai vândă. Singurul aspect care ar putea să pună în pericol piața imobiliară este blocajul creditelor. Toată lumea încearcă să cumpere cash acum, datorită faptului că băncile sunt pic cam reticente la acordarea creditelor. În Drobeta, Turnu Severin, la ora actuală, prețul unui apartament cu 3 camere depășește prețul de 30.000 de euro, în timp ce o casă în zona centrală complet renovată ajunge până la 120.000 de euro.